În ziua de astăzi, fermierii români au ajuns la un grad de decapitalizare mai mare decât oricând în ultimii 34 de ani. Este afirmația fermierului Cosmin Micu din județul Arad. Acesta a fost prezent împreună cu alți fermieri la ultima întâlnire avută în sediul Ministerului Agriculturii pentru a discuta măsurile pe care MADR urmează să le implementeze în următoarea perioadă. Invitat în emisiunea Agricultura la Raport, moderată de Ovidiu Ghina, Cosmin Micu a declarat că, deși are una dintre cele mai tehnologizate ferme de vegetal din țară, situația financiară este una critică. Dumnealui ne-a prezentat programul care îl are, ne-a spus ce urmează în perioada imediat următoare, acordarea unui an de grație pentru credite, întreruperea executării fermierilor, 100 de euro per hectar în cuantum a 280.000 de euro per fermă. Deci sunt câteva măsuri care ni le-a promis. După aceea, acordarea de credite cu robor subvenționat de stat, capital de lucru și credite pentru investiții. Tot cu robor subvenționat pe o perioadă de 4 ani, iar creditul pentru capital de lucru pe 5 ani. Deși are una dintre cele mai performante ferme vegetale din țară, fermierul arădean spune că situația de anul acesta este una critică, chiar și în ferma sa, din două motive: prețul îngrășămintelor și prețul cerealelor. Agricultura este într-o situație cronică acum, deci fermierii sunt, cred că anul acesta, cei mai decapitalizați din ultimii 34 de ani, pentru că cu ani în urmă aveam un grad de îndatorare atât de ridicat. Acum gradul de îndatorare este ridicat, pentru că toți fermierii și-au cumpărat dotare, indiferent că vorbim de combine, vorbim de utilaje, de tractoare, de tot ceea ce este. Și acum a ajuns cuțitul la os, pentru că au venit două probleme. Una din prețul îngrășământului foarte ridicat pentru anul agricol 2022-2023, și următoarea, prețul foarte scăzut la cereale. Eu în 2010 am vândut porumbul cu 1 leu kilogram, adică 1000 de lei pe tonă. Astăzi, cerealele se vând, dacă vorbim tot de porumb, cu 75 de bani. Chiar astăzi am vorbit cu o multinațională să vând 1000 de tone de porumb, este 75 de bani.